Directorul societății Apa Târnavei Mari, Media și Virgil Bucșe a susținut o conferință de presă pentru a-i răspunde deputatului Gheorghe Roman, care a depus o interpelare pe adresa Ministerului Mediului în privința derulării investiției la sistemele de apă și canalizare din Mediaș și zona de nord a județului Sibiu. Virgil Bucșa a spus că deputatul Medieșan nu a avut curiozitatea să se intereseze asupra mersului lucrărilor la acest proiect și are o frustrare pentru faptul că nu va participa la tăierea panglicii în momentul finalizării lucrărilor. Este frustrant pentru un deputat să nu poată să beneficieze și să capitalizeze politic această investiție la tăierea Panglici. Pe perioada de derulare a acestui proiect mi-aș fi dorit o implicare constructivă a domnului deputat, care ne-ar fi putut ajuta, spre exemplu, anul trecut, când programul operațional sectorial de mediu a fost blocat la finanțare de către Uniunea Europeană. Să avem un sprijin care să poată să facă un lobby pentru rambursarea cheltuielilor de la Ministerul Mediului.